Se pare că Zicala Lupul își schimbă părul, dar năravul Ba se regăsește în rotațiile făcute la anumite instituții din țara noastră. Sectorul sanitar, veterinar și pentru siguranța alimentelor este unul dintre ele. Cel care asigura interimatul la DSV SA Suceava și nu de multă vreme, Octavian Ilisoi, a fost schimbat și nu cu oricine, ci cu o somitate picată tocmai din capitală, respectiv Constantin Savu. Octavian Ilisoi a fost schimbat din funcție după 2 luni de la numire, în locul acestuia fiind investit Constantin Savu, fost director al Direcției de Trasabilitate și Siguranță Alimentelor de Origine Animală din cadrul ANSVSA. Octavian Ilisoi este în prezent în concediu medical, iar Savu a fost detașat pentru a ocupa cu delegație șefia DSVSA Suceava. Schimbarea lui Octavian Ilisoi vine după difuzarea unor reportaje la o televiziune națională, potrivit cărora acesta ar fi incompatibilitate, familia sa deținând mai multe farmacii veterinare. Presa centrală nu prea are însă cuvinte laudative despre cel care vine să facă ordine și disciplină în sectorul veterinar sucevean. Potrivit ziarului de investigații din București, Constantin Savu era cunoscut în 2008 ca fiind părintele rabiei. Constantin Savu, director executiv al DSVSA București, la acea vreme a încercat să ascundă descoperirea unei vulpi turbate în curtea soacrei primarului sectorului 5, Marian Vanghelie. Pentru că nu a luat măsurile ce se impun în astfel de situații, Savu a pus în pericol grav sănătatea publică și sănătatea animală, fapte constatate de o comisie de disciplină a ANSVSA. Ulterior, ANSVSA a recunoscut public incidentul cu vulpea. O anchetă internă a stabilit că directorul Constantin Savu se face vinovat de faptul că nu și-a îndeplinit atribuțiile și nu a luat măsurile care se impuneau. Directorul a fost totuși pedepsit cu blândețe. Savu a fost doar retrogradat pe o perioadă de un an într-o funcție publică de execuție, respectiv consilier clasa 1 la Biroul de Integrare Europeană și Înregistrare Animalelor din cadrul Direcției București. A revenit în funcție în martie 2009, când i s-a anulat și sancțiunea. Constantin Savu, pe lângă funcția deținută la Agenția cea mare, este și profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Medicină Veterinară București. Cum necum, el știe cum a reușit să fie în același timp prezent în 2 locuri. Din slujbele de la stat, Constantin Savu câștigă o mică avere. Potrivit propriei declarații de avere din 2010, directorul a câștigat în total un venit lunar de peste 15.800 de lei, în timp ce în declarația din 2012 venitul total se cifrează la puțin peste 11.000 de lei lunar. Ziarul România Liberă prezintă pe directorul Constantin Savu ca fiind acuzat de cumetrii de afaceri. Într-o sesizare depusă la finele anului trecut la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, mai mulți medici reclamau grave nereguli și abuzuri în activitatea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor București. Potrivit reclamanților, ilegalitățile merg de la incompatibilități pe funcții și conflicte de interese până la favorizarea unor firme. Principalii vinovați de această situație, în opinia protestatarilor, ar fi directorul instituției, profesorul universitar Constantin Savu și câțiva membri din staful său. Dar până una alta, nu ne rămâne decât să sperăm în vremuri mai bune.